E? Ce faci, bă, acum se vine la birou? Ați vă frijele că nici n-a de gând să rămâne aici. O până la farmacie. Ce-i? Schiuri. Ce, mă? S-a băgat schiuri acolo, la două perechi de schiuri îți dă și o săriuță gratis. E păcat să-mi profit de ofertă. Bă, tu faci mișto de mine. Bă, frișele, mă omor. Ce dracu poți să iau de la farmacie dacă nu medicamente? Mai era ceva acolo? Păi ce-i puțin, mă, de medicamente? Bă, zi, tă... Pe covaleșeț. Un dracu, mă? Păi cum auzi, cum adică cum dracu? Zi, covaleșeț. Păi, convalescența asta nu e, mă, nu se zice când e femeile gravide. Bă, mă, omul, ce bine că n-ai inventat tu limba la lună, Firicel. Să fiu dacă, dacă nu zicea la artificii, poc. Bă, convalescența este, acum sunt eu, acum. După boală, răcit. Bă, zi, bă, să că ești răcit, că te salvezi, te fac eu bine. Auzi, dacă mă auzi, adu-mi o bere pentru prietenul meu Celentalu și 50 de vodcă. Ba nu, să-mi aduci 100 de vodcă! 100, mă? Ia uite, mă, la el. Dar cu ce... cu ce ocazie, adică... Uite că vreau și eu să beau cu prietenul meu, că... Păi asta știu, dar de am ce? Am emoții. De ce? De ce ai emoții? Nu știu, bă, așa am emoții, că m-au anunțat unii de la nu știu ce televiziune de străinătate că vine ca să mă filmeze. Mulțumesc. Ce frumos, ce frumos, că face documentar despre omul pădurii, te-a luat bine. La ce bezi ai în ochi, ești perfect, adică ești, poți mă bag și o povestitor dacă, până ziua, ia. La ce însă este omul peșterilor, acum a descoperit piatra, până la foc mai e mult. Filmați-i mustața, creierul n-aveți ce filma, că nu are. Ai terminat, mă? Cum mă mai lua la mișto, că... Mai bine zic ce dracu să fac, n-auzi că vine o televiziune din Israel? Televiziunea națională ca să mă filmeze pe mine aici? De ce? În cauza lui tataie. Nu mai ții minte pe tataie? E, ăla, în timpul războiului cu nemții, a salvat niște evrei și i-a băgat în beci, înțelegi? Și a salvat pe nemți. Și din aia zice că ți-a salvat el, 4-3 astăzi, mă, și au și le trecut prin capul ăla ca să vină ei să vadă beciul, satul în care a fost ei băgați și salvați de tataie, auzi? Și au zis că vor să-l facă pe tataie și pe tot neamul lui de moștenitori să-i facă cetățeni de onoare la Israel acolo. Da, mă, la Iisus Hristos. Băi, ești prost. Băi, ești nebun dacă zic, tremură carne pe mine de emoții ce m-a luat. Băi, vine aia să te facă cetățean de onoare și să stai și bei. Da, că îi aștept aici, ce drept să fac? Că vine? Bă, cu ce, după amiază vin. Băi, Fericele, te rog eu. Ai pregătit discursul? Ce să pregătesc, mă, ce-i? Discursul! Ce discurs, mă? Discursul, când te întreabă! Te întreabă, vorbești? Nu te întreabă, tu tot vorbești! Trebuie să vorbești! Trebuie, mă, ce eu mă duc la școală? Ce trebuie să vorbesc? Păi trebuie să vorbești la ei acolo, Firicele! Nu te bă, dai ce, păi așa le zic să nu mai vină! Bă, filmele cu Charlie Chaplin, mute, s-a terminat de mult! Acum se face filme vorbite, trebuie să vorbești! Și cum adică să nu vorbești? Bă, vin oamenii să te facă cetățean de onoare acolo și tu trece trenul pe lângă tine și tu stai din tren, tăpitule! Tăpitule! Stai și gură! Bă, stai bă cu minte, bă! Deci acasă că te bag în cantonament. Bă, ce să fac acasă, bă? Dacă te face președinte, mă! Bă, dacă te face președinte la Israel, te-ai gândit? Hai!